Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți. 14 februarie, ziua îndrăgostiților, este o sărbătoare internațională, da? pentru noi o să fie pe 24, dar totuși este o zi foarte bună, da? o zi în care vom fi cu toții așa dornici să explorăm, vom fi dornici să petrecem într-un mod diferit, și chiar este o zi în care suntem foarte bine susținuți și pe comunicare, pe comunicare online, deci pot fi multe întâlniri online, pot fi multe conversații. Mai mult decât atât, este o zi în care cel mai probabil o să avem așa un chef să discutăm chestii filozofice, chestii speciale în alte, deci discuții din acestea duse într-o zonă profundă, într-o zonă frumoasă, dar mai mult decât atât, spre seară, pasiunea ia amploare și mai mult decât atât, se pot întâmpla tot felul de întâlniri fulge, adică ți-ai stabilit să nu te vezi cu cineva în ziua respectivă și deodată spui domnule gata, hai ne vedem. Pentru alții, bineînțeles că discutăm despre niște lucruri foarte benefice care se întâmplă spre finalul zilei, cei care sunteți singuri, încercați să ieșiți din casă pentru că poate să apară o dragoste fulger. Dar, uh, mai mult decât atât, este o zi în care avem foarte multă intuiție și este o zi în care, așa cum am spus, vom avea oarecare pretenții, ca să zic așa, adică să vedem lucrurile cumva de la un nivel mai înalt, de la un nivel uh, mai, uh, mai special. Avem echilibrul care este uh, reprezentativ pentru această dată de 14 februarie. carta vine cu echilibru vine cu împăcare vine cu. Și cu acea energie, cum că pe de o parte lucrurile sunt bune, pe de altă parte nu sunt bune e și eremitul de aici. Uh, spune despre faptul că ziua de marți este puțin diferită și cei care petreceți de, de această zi o să vedeți că nu mai este cheful la nebun de a face niște activități da, din acestea materiale. Mai mult vor fi așa întâlniri cu discuții interesante, cu romantism, bineînțeles, cu eros, dar în mod special, repet, este o zi ceva mai liniștită pentru toată lumea, și o zi în care, bineînțeles, mai apar rezolvări. Rezolvări destul de benefice, din punctul meu de vedere. Și o zi cu mult curaj. Da, cam atât în mare parte. Uh, au apărut toate filmările pentru luna martie, pentru toate semnele zodiacale. Le găsiți pe toate la secțiunea videoclipuri. O să le pun și într-un playlist după ce termin cu tot. Uh. Am început de această dată cu zodia pești, pentru că, așa cum știți, intrăm foarte curând în sezonul peștilor, și în martie e sezonul lor, și sezonul berbecilor. Fac prin rotație, tot repet aceste lucruri la ceva timp, că am văzut că sunt persoane noi care nu știu sau sunt persoane care încă nu au înțeles ordinea în care se postează zodiile Bun. Cred că merg pentru fiecare zodie în parte că sunt sigură că sunteți foarte curioși, dar vreau să menționez că e foarte important să asculti și de la zodie și de la ascendent și de la persoanele cele mai dragi ție că e important să vezi ce fac și ei. Zodia berbec uf este o zi foarte bună pentru tine pe studiu și o zi în care uite, cel puțin în prima parte te întâlnești cu un prieten, ai niște discuții frumoase, ai, ai o discuție pe internet. Uite, poți să cunoști pe cineva prin intermediul internetului în ziua de marți, dacă tot îți dorești neapărat, dar este și o zi în care primești niște vești foarte, foarte bune din partea unor prieteni. Mai mult decât atât, vezi că este o zi foarte bună pentru tine să îți împui punctul de vedere, este o zi bună să... Spui ceea ce cunoști, să-i înveți pe ceilalți, să analizezi lucrurile și este o zi în care îți vin idei absolut geniale. Relația cu spiritualitatea este bună, iar dacă ești un berbec singur, vezi că ai șanse să întâlnești pe cineva, dar e o persoană oricum niște studii superioare, ori este o persoană cumva de la distanță. Alți berbeci, pur și simplu, aflați niște vești bune. Na? Iar dacă te afli într-o relație, o să conteze foarte mult să petreceți cumva la un nivel înalt, la un nivel special. La baza pachetului, Marele Preot și șapte de monede, o legătură cu Zodia Taur văd aici, dar pentru unii berbeci este o zi în care încă sunteți cu gândul la o persoană din trecut, alții pur și simplu aveți de rezolvat ceva legat de niște bani. Apoi avem asul de băte care vine cu o nouă idee care zvine -ți ție, dar și o zi în care ai foarte mult entuziasm, foarte multă energie bună. Da, există șanse să și cunoști pe cineva, dar mai bine aș crede că e energia ta, adică ești foarte bine dispus și vrei să te bucuri de tot ceea ce ți se oferă. Trei de spade vine cu oarecare dezamăgire. Poate ar fi bine, dragi berbeci, să vă deschideți puțin în fața unor noutăți și marele preot aici chiar vorbește despre studiu, vorbește despre o persoană care îi ajută pe ceilalți, îi ghidează. Da? Unii berbeci nu știu, poate aveți așteptări să fiți ceruți în căsătorie sau chestii de genul acesta. Nu văd neapărat să se întâmple sau nu se întâmplă cum vreți voi. Zodia taur. Dragi tauri, pentru voi e o zi foarte intensă. Fu, e o zi superbă. O zi în care, uite, te simți bine, reușești să mai rezolvi ceva, te afirmi sau pur și simplu în sfârșit lucrurile-ți merg așa cum ți-ai dorit. Dar interesant este că spre seară poți avea parte de o întâlnire ascunsă sau de niște discuții acolo foarte profunde. Uite, e un moment bun să te vezi cu persoana iubită, e un moment bun să aveți niște conversații profunde, dar pentru, pentru taurii singuri chiar este o zi bună să, să vă lăsați așa conduși de intuiție și să faceți acele nebunii la care voi visați și e important să le țineți doar pentru voi, asta se vede clar. Alți tauri, nu știu, spre seară rezolvați ceva, vă simțiți ușurați, vă simțiți bine, vedeți că apar niște activități surpriză pentru voi spre seară, deci atenție ce faceți, da? Vi se schimbă așa ușor planurile de viitor. Hai să vedem, dragii mei tauri, la baza pachetului 9 de monede și 4 de monede este o zi în care te simți foarte bine, ești sigur pe propria persoană, reușești să rezolvi ceva legat de niște bani, dar pentru alți tauri este vorba despre faptul că uh, sunteți foarte siguri pe voi, vă simțiți bine, apreciați. Doi de spade vorbește și despre o lipsă de comunicare aici, dar și despre o situație în privința căreia nu prea știi tu ce să spui, nu prea știi ce să alegi. Ultima carte, Valetul de monede. Apropo, e o zi foarte bună pentru tine pe studiu, da? să stai să analizezi foarte mult gesturile celorlalți, pentru că vei conștientiza multe, multe lucruri. Mai mult decât atât, uite, valetul de monede vorbește despre faptul că iei legătura cu o persoană care studiază sau te apuci de studia ceva, te apuci de analiza ceva. Și bineînțeles că poate să reprezinte și o veste bună legată de bani. Zodia Gemeni, Dragi gemeni, ce faceți, ce faceți că e un moment foarte bun pentru voi, uite, în primul rând, în prima parte a zilei, ești foarte bine susținut pe relațiile cu ceilalți, în mod special ideile tale, convingerile tale, ceea ce tu ai învățat până acum, ceea ce ai studiat, ceea ce tu cunoști, este foarte apreciat de către ceilalți și unii gemeni chiar intrați în contact astăzi cu tot felul de persoane care sunt cumva mai elevate decât voi sau sunt la același nivel, dar ideea e că aveți ce să discutați. Pentru voi ziua îndrăgostiților e despre comunicare, da? Vă place? E exact ce îți place ție, da? Comunicare, multă comunicare în relație, să fie ceva să strânească așa curiozitatea, să-ți facă mintea să, să meargă. Și uite, interesant este că spre seară um, ori te întâlnești cu cineva, ori spre seară te pregătești să ieși cu prietenii, tare bine ar fi să ieși cu prietenii, pentru că, mai ales dacă ești un geam în singur, vezi că poate să apară cineva. Dar atenție, acum nu te apuce dragostea pe acolo, că nu știu cât e de bine. Da? Mai mult decât atât, dacă ești într-o relație, vezi că se cam schimbă așa planurile spre seară sau, cine știe, primești o veste bună, primești o invitație în oraș, deci se întâmplă lucruri bune. Mulți gemeni veți afla de cereri în căsătorie sau cine știe voi veți avea astfel de discuții cu partenerul sau cu partenera. Avem nebunul și cu luna, deci o legătură aici cu zodia rac sau cu zodia pești, este o zi cu foarte mari surprize pentru tine, da, este o zi cu mari surprize legate de o casă, legate de niște bani, niște surprize pe care le ai din partea unei femei, dar văd aici și regina de spade, care este cartea ta, păi este o zi în care aceste surprize, aceste evenimente care se petrec îți clarifică foarte mult mintea și îți dai seama pe unde ești, îți dai seama unde e relația ta, îți dai seama ce vrei tu de la viață în mod special. Ultima carte, 6 de monede. O zi în care primești un cadou sau oferi un cadou cuiva, dar este și o zi în care poți să primești niște bani. Niște cumpărături pe care le faci și care te vor, te vor surprinde. Atenție puțin totuși ce, ce cumpărături faci. Zodia ra. Dragii mei, raci, o zi în care cam aveți de lucru, da? ori pregătiți acolo o cină romantică, ori vă apucați și chiar aveți de lucru și sunteți prinși pe acolo, dar este și o zi în care începi să te simți ceva mai bine. Mai mult decât atât, spre seară, activitățile tale vor fi foarte mult apreciate, indiferent care sunt acestea. Fie că, fie că ai de treabă prin casă, fie că la muncă ai ceva de făcut, dar este o zi foarte bună pentru tine, uh, uite, spre seară, văd aici niște activități pe care le faci împreună cu persoana iubită sau cine știe niște. Um, activități uh, pe care le-ai de făcut la muncă vezi că. Pentru tine poate să apară dragostea pe la muncă și e bine să să fii atent, da. Acum, dacă e ok, tot înainte, dar mm, Vezi ce faci, da. Vezi ce faci, uite, poți să primești o veste bună spre seară legată de muncă sau legată de o activitate pe care o faci. Lumea pentru tine și asul de spade, lumea vine cu o bucurie pentru tine, cu un succes, lumea vine și cu o încheiere de karmă. Acum, da, fiind doar o zi, nu știu ce karmă se încheie aici, dar mai degrabă văd că în sfârșit ți-ai liniștit mintea în legătură cu o problemă. Mai văd aici următoarea carte regele de cupe, care este cartea ta. E clar, o zi cu foarte mare emoții și o zi în care uh, cineva îți dă un verdict, cineva îți dă o veste, cineva acționează cumva anume. Dar e legătura și cu o persoană din trecut. Faetonul este cartea ta. Păi, uh, dragi raci, ziua de 14 februarie chiar vine pentru tine cu niște evenimente simbolice pentru acest an, evenimente care îți vor plăcea extraordinar de mult. Este o zi în care te vei preocupa foarte mult de tine, vei face drumuri, dar văd aici că se rezolvă ceva, fie o problemă de sănătate, pentru că acest rege de cupe mai poate însemna și așa ceva, fie discutăm despre faptul că uh, te întâlnești cu cineva sau iei o decizie importantă. Dacă ești femeie, vezi că e cineva pe acolo care... Este interesat de tine, iar dacă ești bărbat, e cineva care o să ti se pară așa destul de interesant. Poate să fie pentru unii și o relație la distanță, de ce nu? Zodia Leu Dragi mei Lei, <gântu -i> pentru voi <gântu -i> este o zi extraordinar de faină primul rând este o zi în care ai o relație foarte bună cu persoana iubită, comunicați, uite, în prima parte a zilei e bine să te întâlnești cu persoana iubită, să comunici, ai parte de surprize frumoase, dar pentru alți lei văd aici o relație foarte bună cu un copil sau dacă ești un leu singur vezi că ai ocazia să cunoști pe cineva. Mai mult decât atât, uite, spre seară ești foarte bine susținut pe relația cu străinătatea, pe relația cu persoana iubită în mod special aici discutăm despre lei care au relații la distanță da? sau au relații din astea online. E un moment bun să faceți acolo o întâlnire în, cu video și să vă vedeți și să stați de vorbă. Mai mult decât atât, tot ziua de marți pentru tine vine cu niște vești pune din partea unui copil sau dacă ești un leu singur, uite, marți seara poți să cunoști pe cineva, dar îți spun și unde trebuie să cauți, dacă ieși și cauți prin altă parte, nu o să găsești. Trebuie să cauți undeva, ă, ori pe internet, ori să fie o persoană diferită de tine, dintr-o altă religie sau o persoană care ă, vorbește altă limbă. Hai să vedem, dragii ce faceți voi. Dar e un moment bun pentru voi, adică o să vă simțiți super, super bine. În ziua de de marți. Chiar o să aveți chef să vă distrați, să vă simțiți bine. Hai că a început citirea, mă opresc. La baza pachetului, 2 de monede și justiția. Păi este o zi în care poți să ai legătură cu o balanță, dar este și o zi în care iei o decizie importantă. Poate să fie și o zi în care ți se cere să te împarți între muncă și iubire, între două persoane, într-o situație anume. Dar justiția vine clar cu o clarificare. Șapte de bâte vine cu acel moment în care. Ori. Nu știu te-a pus și lux pentru o persoană împotriva tuturor, ori șaptele de bâte poate să-mi spună mie că iei atitudine într-o situație ai deja experiență, ai mai avut victorii, deci funcționează treburile. Eremitul vine cu o legătură cu Zodia Fecioară pentru unii dintre voi, dar aici m-aș gândi că este ceva simbolic pentru tine pentru luna februarie. Deci mare atenție ce decizie ei și ce se întâmplă. O legătură mai văd cu o persoană mai în vârstă, dar te văd și pe tine că o să ai chef să stai singur, nu prea o să vrei să comunici foarte mult cu ceilalți și vei da dovadă de o înțelepciune extraordinar de mare. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi... Este o zi extraordinar de bună. Este o zi în care, nu știu, ori alegeți să petreceți acasă împreună cu partenerul, cu partenera, ori este o zi în care, să spun așa, te preocupi foarte mult de muncă, încerci să te împarți așa între două direcții, dar este o zi în care rezolvi niște probleme extraordinar de rapid și extraordinar de bine. Mai mult decât atât, uite, e. O zi foarte bună pentru tine, să petrece alături de persoana iubită, dar undeva acasă sau undeva într-o casă. Uh, trebuie un loc așa mai ferit, trebuie intimitate pentru tine, e ceva special. Bineînțeles că uite spre seară primești niște vești bune sau rezolvi ceva important, primești niște vești care te vor surprinde legate de familia ta, afli de o logodnă, afli de o cerere în căsătorie, nu știu, afli acolo de niște chestii sau chiar tu poți să fii vizatul. Ideea este că apar niște schimbări în casă și în familie, dar dacă te, nu știu, dacă ești o fecioară singură și vrei pe cineva, prin intermediul rudelor poți să cunoști sau pentru alții dintre voi. Uh, nu știu, parcă e nevoie să mai uh, să mai lăsați puțin, nu știu, ori familia deoparte. ori uh, să trăiți puțin mai intens, da. Și a ieșit prima carte. Ia, uite, 5 de cupe. Bun, 5 de cupe vorbește despre faptul că ceva aici nu-ți place. Fie ai avut o discuție cu persoana iubită, fie ai și nu-ți place. Sunt niște lucruri care nu prea, nu prea sună ție bine. Cu 10 de spade mai înseamnă și suferință. Deci e ceva ce nu-ți place, ceva ce nu e ok da? pe aici. Apoi avem spânzuratul. Spânzuratul vine cu o legătură cu zodia pești, dar și cu un blocaj care să știi că poate să apară astăzi. E o situație în care e nevoie să vezi lucrurile puțin diferit și e nevoie să cauți o soluție diferită. Mai ales dacă ai mai fost în situația asta, încearcă să acționezi diferit de data asta pentru că vei avea surprize plăcute. Ultima carte, 5 de spade. Văd aici ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine. 5 de spade vorbește despre ori un compromis, ori vorbește despre faptul că nu știu, ești prins într-o situație, n-a pus să te vezi cu persoana iubită sau se întâmplă tot felul de chestii, poate n-ai chef, pur și simplu, vrei și tu să stai liniștit. Ți-am zis că sunt multe chestii, multe evenimente legate de casă și familie. Zodia balanță. Dragi balanțe, pentru voi este o zi destul de interesantă. Uite, pentru tine chiar e o zi foarte bună să te vezi cu persoana iubită. Chiar da, dacă ești o balanță singură, atenție prin jurul tău că sunt mari șanse să cunoști pe cineva. Este o zi bună în relația cu un copil, este o zi bună pe afaceri, deci poți să negociezi sau poți să susții părerea, cuvintele tale vor fi foarte mult apreciate și uite astăzi poți să ai o discuție foarte serioasă ori cu persoana iubită, ori cu un copil, dacă ești o balanță singură, repet, multe drumuri scurte, multe plimbări, multă conversație, multă dorință de studiu, pentru că ai șanse să cunoști pe cineva. Și uite spre seară, chiar e ok, pentru că văd că ai o întâlnire spre seară sau ai uh, o discuție cu cineva, dar este ceva extraordinar de benefic. Deci nu are cum să iasă conflict de nicio culoare. Deci lucrurile sunt, uh, sunt bune pentru tine. Da. Uh, și uite, spre seară poți să convingi pe cineva de ceva anume, poți să ai o discuție frumoasă. Hai să vedem, dragi balanțe, ce trebuie să cunoașteți. La baza pachetului, doi de monede și cumpătarea. Bun, sper că ai ascultat partea de început pentru că e valabil pentru tine. Păi, dragi balanțe, doi de monede și cumpătarea aici e energie duală. Nu știu, ai două lucruri de făcut astăzi. Sau pe de o parte vrei să faci ceva, pe de altă parte nu vrei să faci. Stai și cântărești, stai și analizezi, stai și te gândești bine. Oare cum să faci, oare cum să te împarți. Ca să spun, nu știu, ai și treabă, trebuie să fii și pe acasă, că familia are nevoie de tine. Sau ai două proiecte de făcut, ai de ales între două persoane. E o energie duală aici, totuși. Da? Ai două oportunități. 6 de spade vine cu un drum. Faci un drum astăzi. Apropo, drumurile sunt foarte active pentru tine. Faci un drum scurt, nu un drum lung. Uh, intri în contact cu o persoană care se află la drum, dar vezi că este o zi în care ai de făcut drumuri în două direcții. Ultima carte, 8 de spade. Păi aici apare ca un blocaj nu știu, ai niște idei acolo care te blochează. Blocajul aici cu cartea asta poate să vină și din zona justiției sau ceva legat de niște acte. Da? Atenție cu mașina pentru că astăzi pot apărea niște blocaje. Pentru alții dintre voi chiar este o zi așa în care faci un drum, mergi undeva, dar nu te simți tu în largul tău sau ceva nu e în regulă acolo. Zodia Scorpion, dragi scorpioni, haideți că e o zi bună. În primul rând, în prima parte a zilei este o zi bună în relația cu familia, în relația cu uh, soțul, soția, nu știu ce faci tu pe acolo și uite, ești apreciat, te simți bine, chiar e o zi în care simți și tu așa că trăiești, simți și tu că lucrurile sunt bune în viața ta, te simți că ai valoare, alții nu știu, vă cumpărați ceva pentru casă, plătiți o factură, rezolvați ceva frumos. Iar spre seară este un moment bun în care ceea ce faci tu da, este apreciat, indiferent că ești la muncă, indiferent că uh, ai treabă de făcut prin casă sau că ai pregătit ceva, lucrurile sunt bune pentru tine și uite încă un mesaj important și anume uh, spre seară da, uite, poți să te simți mai bine, mai ales dacă ai o problemă de sănătate, vezi că lucrurile încep să meargă mult mai ok pentru tine. Primești niște complimente, primești niște cadouri, o atenție din partea unor colegi de la muncă pentru alți scorpioni. E ceva acolo plăcut. Bun, 9 de spade, 8 de spade. Păi, dragi scorpioni, cam, cam sunteți blocați într-o situație. Vă faceți foarte multe gânduri. Vreți să vă vedeți cu cineva și nu aveți cum? Sau vă gândiți la cineva în continuu? Uh, apoi avem valetul de spade. Este o zi în care ori faci tu niște chestii așa mai ascunse, mai ciudate, ori este o zi în care uh, ești foarte pus pe spionat, vrei să știi lucruri, vrei să afli chestii. Ultima carte, Justiția, aici ceva legat de Zodia Balanță sau e va legat de niște acte, hârtii, documente, ceva legat de o instituție. Dar este și o zi în care te gândești foarte serios să iei o decizie și vezi că te stresezi, vrei să afli ceva, afli și spui gata, bun, păi acum iau decizia dacă tot am dovada aici. E ceva legat de două persoane, da? mai ales dacă ești femeie. Sau e ceva legat de dualitatea unei persoane din jurul tău, care îți cam dă de gândit. Zodia săgetător. Dragi săgetători, o zi în care aveți energie, o zi în care vă simțiți bine și în prima parte a zilei e foarte ok, pentru că ești foarte bine susținut. Vei avea un dar special de a comunica, de a face drumuri. Deci, mereu prins verde la semafor sau îți vine autobuzul rapid. E super, super ok tot. Ești bine susținut pe comunicare, în relația cu rudele, relația cu anturajul, dar în mod special ceva legat de o mașină sau ceva legat de niște studii. Deci, pe acolo lucrurile sunt bune. Uite, spre seară e un moment foarte bun pentru tine, chiar e ok să te vezi cu persoana iubită, să. Cunoști pe cineva, mai ales dacă ești un săgetător singur, ai foarte mari șanse să apară cineva în viața ta și, de asemenea, este o zi foarte bună pentru tine să-ți asculți ideile, da, pentru că vei avea niște idei absolut geniale. Dar e o zi bună pentru tine în general vorbind, chiar o să te simți extraordinar de bine. La baza pachetului soarele, Ei, ce mai vrei, nu mă așteptam să iasă altceva. O legătură cu un leu sau pur și simplu este o zi în care simți așa că răsare soarele în viața ta, te simți liniștit, te simți bine, vezi lucrurile mult mai clar, mult mai optimist. Diavolul, o legătură cu un capricorn, e aici primești o veste bună, legătură cu o persoană sau se face lumină într-o relație toxică în care ești. Îți dai seama ce-ți place, îți dai seama ce vrei, alți săgetători nu știu, o să-i surprindeți pe ceilalți pentru că veți fi foarte energici, foarte atrăgători. Nouă de cupe, o bucurie pe care tu o ai, o bucurie, o mulțumire legată de un șef, legată de o persoană importantă, iar doiul de bâte vorbește despre o legătură cu o persoană care se află la distanță de tine. Uite, dacă ești un săgetător singur, poți să cunoști pe cineva pe internet, da, pentru alții dintre voi. Ia aici o așteptare mai mare, care ești tu băgat. Zodia Capricorn Dragii mei capricorni pentru voi este o zi în care apar tot felul de surprize. Și mai ales în prima parte a zilei, surprizele țin de bani sau surprizele țin de niște complimente, de niște cuvinte frumoase pe care le primești de la niște persoane la care nici măcar nu te-ai fi așteptat. Dacă ești într-o relație, vezi că astăzi e cu surpriză pentru tine din partea partenerului, iar dacă ești un Capricorn singur, o să-ți fie mare, mare admirare că. Ai o ocazia să cunoști pe cineva, așa că da, cupidon acționează pentru tine, poate la muncă, poate e o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Pe de altă parte, este o zi pentru tine în care apar niște surprize legate de casă, familie, trecut, te revezi cu o persoană din trecut sau uh, reiei niște activități pe care le mi-ai făcut. Cum ai petrecut anul trecut, așa vrei să petreci anul ăsta. Alți capricorni, mai ales dacă sunteți singuri, vedeți că poate să apară cineva astăzi, dar cumva ori prin intermediul familiei, ori pe undeva pe acolo. Și pentru tine, e ca și cum mai spune, petrec ca și cum ar fi ultima dată, adică vei petrece intens, te vei simți foarte bine în ziua de marți, indiferent ce vei face. Spre seară, uite, ai niște emoții profunde, ai niște discuții, se întâmplă ceva în viața ta personală. La baza pachetului avem aici luna și patru de spade. Luna vorbește despre o legătură cu zodia rac sau cu zodia pești, dar văd aici că ești foarte gânditor. Este adevărat, e o zi în care ai foarte multă intuiție. Atenție la ce visezi, atenție la informațiile care apar către tine, dar vezi că e așa o perioadă în care ești într-o zonă crepusculară, adică nici nu ai control asupra lucrurilor, dar uh, nici nu le vezi foarte clar. 10 de spade, uite, ceva ce nu-ți place, ceva legat de un final sau ceva legat de o suferință a unei persoane, iar cinci de spade vorbește despre un compromis sau despre faptul că cineva își urmărește propriul interes într-o situație. Uh, ca să spun sincer, nu e un moment foarte bun să cunoști pe cineva și să te arunci cu capul înainte în relația aia. Ia lucrurile încet. Da? Ia lucrurile încet. Pentru alți capricorn nu știu e ca și cum se întâmplă ceva prin casă și e nevoie să... Fiți acolo prezenți. Atenție ce decizii ei astăzi e foarte intensă ideea aceasta de transformare de închidere. Poate atitudinea ta nu neapărat acum câte de sau mai știu eu ce vești primești. Zodia vărsător. Dragi vărsători, este o zi în care aveți chef de socializare, stați pe internet, intrați în contact cu mulți oameni și în prima parte a zilei veți fi foarte, foarte comunicativi. Discutați cu persoana iubită, prin mesaje, la telefon, vă programați o întâlnire, vă faceți planuri de viitor împreună și în general vorbind, uite, este o zi în care ești foarte bine aspectat pe tot ce ține de grupuri mari de oameni, prieteni, internet. Spre seară, uite, poți să ai niște discuții foarte interesante împreună cu, cu o persoană dragăție, foarte multă socializare văd spre seară, dar și niște călătorii scurte, niște drumuri scurte pe care le faci și care să știi că ți-ar face extraordinar de bine. Mai mult decât atât, cuvintele tale, felul tău de a aborda lucrurile va fi extrem de bine apreciat în această perioadă. Da? Dacă ești un vărsător singur, uite niște conversații uh, pe internet sau niște com, niște conversații, o ieșire cu prietenii. Chiar ți-ar prinde foarte bine și cine știe, poate apare și vreo persoană la orizont. Cavalerul de monede și trei de băte. Aici văd clar că faci un drum scurt către cineva sau este un moment în care ai niște discuții destul de interesante cu cineva anume. Apare o primă bucurie, o primă victorie. Puterea vorbește despre o legătură cu Zodia Leu, dar vorbește și despre faptul că e ceva ce te provoacă aici. Poate sunt niște discuții provocatoare sau este o pasiune care se aprinde mai mult în cadrul unei relații. Ultima carte, Valetul de monede, o veste bună pe care o primești legată de bani, dar și o conexiune foarte puternică, văd aici. Fie cu un copil, fie cu o persoană mai tânără. E o zi în care mai înveți așa niște lucruri bune legate de iubire, legate de uh, viața ta în general vorbind. Zodia Pești Dragii mei, Pești pentru voi este o zi în care străluciți de-a dreptul și este o zi în care o să vă simțiți extraordinar de bine. Mai mult decât atât, în prima parte a zilei apar niște surprize plăcute, niște complimente pe care le primești din partea celorlalți. O persoană din trecutul tău îți poate scrie sau poate să fie o zi în care se reiau niște discuții la muncă. Ai legătură astăzi cu instituții publice, cu persoane importante din viața ta. Uite, spre seară te simți extraordinar de bine, deci indiferent ce vrei să faci, în a doua parte a zilei vei fi apreciat, vei fi lăudat, vei fi extrem de bine văzut de către ceilalți și dacă plănuiești să ieși în oraș sau dacă plănuiești să faci ceva, vezi că vei ieși în evidență tu dintre toată lumea și asta e de bine pentru tine. Uh, uite, spre seară poți să ai niște discuții la muncă legate de o avansare, adică, dar vezi că e important să deschizi discuțiile alea, da? nu să le lași așa deoparte. Alți pești, pur și simplu o să vă simțiți apreciați, o să vă simțiți într-un mare fel. Da. O legătură cu zodia fecioară, eremitul și marea preoteasă. Păi ambele cărți au în comun ideea aceasta de secret de mister. Uh, eremitul aici vorbește despre o persoană mai în vârstă. Uite, o persoană înțeleaptă, cineva care are o cunoaștere foarte, foarte mare. E o iubire secretă, e ceva aici, alții nu știu, parcă sunteți într-o relație de mult timp și nu prea mai aveți voi chef să petreceți, deși v-ar prinde bine. Magicianul vorbește despre niște pregătiri pe care le ai de făcut astăzi, dar este și o zi în care te vei simți invincibil. Vei simți că ai tot ceea ce îți dorești și că poți să faci absolut tot ce vrei tu. Ultima carte pentru tine este Regina de Spade, care vine cu o legătură cu o zodie de aer: gemeni, balanță, vărsător. Dar este și o zi în care se rezolvă ceva legat de o instituție publică sau este o zi în care, bineînțeles că reușești să rezolvi ceva important legat de viața ta, adică se mai clarifică acolo lucrurile și asta e de bine. Vei da dovadă de foarte multă înțelepciune în această zi și vei vrea așa ceva mai liniștit, mai relaxant, chiar departe de ochii celorlalți. Dragilor, gata! Acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție. Nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți, iar pentru cei care doriți acces în comunitatea canalului, acolo unde aveți acces la toate previziunile bonus pentru toate semnele zodiacale, pentru toate citirile care au apărut până acum și care vor apărea de acum încolo, vă aștept cu mare drag să apăsați butonul alăturate și acolo aveți acces la tot. De asemenea, dacă sunteți curioși să vedeți ce vă așteaptă în anul 2023, în luna martie, vă aștept cu drag și la cele filmări Eu vă îmbrățișez cu drag și nu uitați și de filmările pentru această săptămână Pentru că mai avem niște evenimente extraordinar de frumoase pentru toată lumea Evenimente care ne vor ajuta da, pentru ceea ce urmează Deși încep ușor, ușor să se simt acele tensiuni, hai să spunem că lucrurile se mai rezolvă te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi cât mai frumoasă, cât mai romantică și o zi în care nu uita să te iubești în primul rând pe tine, că de aici pornește totul.